Discutăm cu doamna dr. Mihaela Avram Popa, medic specialist chirurgie pediatrică. Doamna Popa, ce este hipospadias? Hipospadiasul este o malformație congenitală care constă în deschiderea anormală a uretrei, meatul urinar fiind nefiind situat în vârful glandului, el fiind situat pe o linie mediană, pe fața ventrală a penisului, între vârful glandului unde ar trebui să fie situat și perineu, oriunde la acest nivel. De asemenea, o altă componentă este prezența curburii ventrale a penisului, nu este obligatorie, dar de multe ori este prezentă, și o a treia este prepuțul dezvoltat numai pe partea dorsală a penisului. Care sunt cauzele bolii? Cauzele bolii sunt imprecis delimitate. Este vorba de un deficit de stimulare testosteronică sau de o lipsă de receptivitate la testosteron a organelor genitale. Acesta este cea mai bună explicație pentru cazurile în care apare intersexul, o ambiguitate sexuală. Sunt discutate și cauze de mediu, în zonele în care se folosesc anumite pesticide sau anumite îngrășăminte. Mai sunt discutate vârsta mamei, sarcină gemelare prin insuficiența unor hormoni secretați de placentă. Mai este discutat asemenea concepția copilului în cadrul asistat. Deci fertilizarea in vitro, de exemplu. Sunt de discutat și factorii genetici în familiile în care un copil are hipospadias, riscul ca al doilea copil de sex masculin să aibă hipospadiasul este cam de 12%. În cazul în care și tatăl, și copilul, și unul dintre copii are hipospadias, riscul crește la 26%, ceea ce arată o implicare genetică multifactorială, probabil, ca și mod de transmitere. Dumneavoastră, ce ați sfătuit pe părinții ai căror băieți au fost diagnosticați cu această boală? Dacă au fost diagnosticați, deja au trecut pe la un chirurg pediatru. În primul rând, trebuie mers la o consultație la un chirurg specializat în chirurgia hipospadiasului pentru a-i sfătui asupra momentului optim al intervenției chirurgicale, tipului de intervenție care trebuie făcut și, evident, pentru a înștiința asupra posibilor complicații postoperatorii. Trebuie știute de la început și acceptate de părinți pentru că ele există. Cât de devreme se poate diagnostica boala? De la ce vârstă? De la naștere. Este o malformație vizibilă de la naștere, fiind o malformație, dacă vreți, externă. Deci este vizibilă de la naștere. Sunt cazuri în care orificiul este situat la baza glandului, de exemplu, și prepuțul este complet. Este o altă malformație care se diagnostichează în momentul când se decalotează copilul. Până atunci nu este vizibil, mai ales dacă nu există o stenoză acestui orificiu prin care se elimină urina. Care e incidența acestei boli? Cam 1 la 300 de nou-născuți băieți în mare. Există variații, sunt autori care spun de 0,8 la mie, alții care merg până la 8 la mie. Sunt variații mari în populație fără să putem găsi o cauză. Și care sunt metodele de tratament? Singurul tratament este cel chirurgical, nu există alt tratament. Este o chirurgie reconstructivă care trebuie făcută din timp. Nu se poate face decât chirurgical. Există o vârstă optimă la care se poate face intervenția chirurgicală? Da, s-au făcut multe studii, toată lumea a căutat acea vârstă optimă și s-a stabilit un interval între 6 luni și 15 până la 18 luni, deci în primii 2 ani de viață ai copilului. Se pare că efectele asupra planului emoțional, asupra planului psihosexual, asupra planului cognitiv, cât și modul de vindecare chirurgical, cât și reacțiile la anestezie sunt cele mai bune în această perioadă. În operație se poate corecta și curbura penisului? Este obligatorie corectarea curburii penisului, deci este primul lucru cu care se începe. Întâi se corectează curbura și apoi se construiește uretra. Dacă nu corectezi curbura, operația este în zadar, pentru că rămâne o parte a celei malformații. Deci partea de curbură trebuie, cu ea să începe intervenția chirurgicală. Vorbeați despre complicații. Care sunt complicațiile care pot apărea în urma intervenției? Oh,
ca orice intervenție chirurgicală, are complicații. În primul rând, poate să fie vorba de o sângerare. Apare mai mult intraoperator și este stăpânită prin mijloacele specifice chirurgiei. Poate continua și postoperator cu formarea unui hematom, care de obicei nu are consecințe deosebite. O altă complicație destul de rară este infecția. Se pare că apare mai mult în preadolescență, adolescență, probabil datorită modificărilor hormonale. Destul de rară și ea, dar posibilă. Altă posibilitate destul de neplăcută este desfacerea suturilor, necroza lamborilor, uneori este nevoie de lambouri sau de grefe recoltate din alte locuri al organismului și acestea se pot necroza, da? Lucru care duce la ineficiența operației. Alte complicații, cele mai frecvente poate, fistulele, o comunicare între uretra nou construită și piele, deci prin care se elimină urină. Stricturile, stenozele, se produce la un anumit punct, de obicei la vârful uretrei, dar în orice alt punct se pot produce stenoze ale uretrei nou formate, cu consecințe asupra jetului urinar, deci copilul nu poate urina normal. Se pot produce dilatări ale acestei uretre, acei diverticuli. Sunt foarte multe complicații, dar majoritatea se pot repara într-o intervenție ulterioară. Majoritatea au ca și al doilea timp o intervenție chirurgicală. Sângerarea, de exemplu, se poate opri spontan, de obicei nu necesită. Infecția la fel, dacă nu afectează țesuturile foarte grav și nu desface acea neouretră, la fel poate fi tratată local. Dar stricturile, destenozele, fistulele și diverticulul de obicei trebuie tratament chirurgical. Cât durează perioada de spitalizare postoperatorie? Aceasta variază foarte mult în funcție de severitatea hipospadiasului, în funcție de tehnica operatorie, în funcție de părinți, dacă vreți. Depinde cum își pot îngriji copilul acasă. În formele severe de hipospadia și spitalizarea va fi mai îndelungată. În formele ușoare, evident, copilul poate pleca acasă chiar de a doua zi, cu sonda urinară sau cu un stent urinar și o cistostomie, dacă este nevoie, și poate fi îngrijit la domiciliu, urmând să primească îngrijiri de specialitate în ambulatoriu. Dar recuperarea totală postoperatorie, deci cu, după scoaterea sondei, eventual a cistostomiei, durează cel puțin 10 zile, zic eu, 2 săptămâni. E neapărat necesară intervenția chirurgicală sau bolnavul poate trăi cu această boală toată viața fără să aibă alte complicații? Depinde ce înțelegeți prin complicații. În primul rând, să ne gândim la o parte nechirurgicală, la partea psihologică. La copilul mic nu este o problemă, dar începând cu adolescența, când apare partea sexuală, dacă vreți, diferențiarea între mine ca și pacient purtător de hipospadia și cei din jurul meu, cred că este importantă și cred că un copil suferă din acest punct de vedere. Există și indicații strict chirurgicale, cum ar fi stenoza de meat, adică îngustarea orificiului prin care copilul urinează. Aceea trebuie operată în primele luni de viață, pentru că are consecințe asupra aparatului urinar superior, asupra vezicii urinare și asupra rinichilor. De asemenea, curbura, de care vorbeam mai devreme, duce la erecții dureroase, duce la imposibilitatea actului sexual sau un act sexual dificil, dificultăți de inseminare și, evident, lipsa urmașilor, ceea ce nu este de neglijat. Dar, în primul rând, aș pune acel aspect psihosexual, dacă vrei, și de identitatea adolescentului. Dar în situațiile mai obișnuite, să le spunem așa, operația are succes chiar dacă e efectuată la o vârstă adultă, înțeleg. Da, operația poate fi efectuată la diverse vârste. Sunt copii care sunt operați, copii care sunt operați la vârsta adultă, deci peste 20 de ani. O descoperire poate întâmplătoare la un control medical de rutină, la admiterea în facultate sau, știu, pentru armată, pentru altceva efectuat acel control și se descoperă un hipospadias pentru care este îndrumat la medic. Pacientul poate nici n-a conștientizat această malformație, o formă mai puțin severă, o formă minoră, dar care uneori va fi corectată chirurgical la cererea pacientului și, v-am spus, din motive și psihologice și de funcționalitate